Nicolae a întâlnit-o pe Eugenia la una dintre petrecerile la care l-a invitat un prieten. Fata provenea dintr-o familie bogată, dar era foarte diferită de cei care se considerau o elită. Ea nu își ținea nasul prea sus și se comporta ca o fată simplă. Acest lucru l-a atras pe tip și i-a atras atenția asupra ei. Plus la asta, el era îndrăgostit nebunește de vocea ei angelică, de cel mai dulce zâmbet din lume și de ochii ei mari. Ea i-a făcut o impresie de neșters tipului și Nicolae a îndrăznit să o invite la o plimbare. Eugenia acceptase invitația băiatului. Tipul abia aștepta seara zilei următoare, pentru că el și Eugenia au convenit să se întâlnească în parc. El a cumpărat flori fetei. Bineînțeles că nu își putea permite cel mai luxos buchet, pentru că bietul student nu prea avea bani și nici rude bogate nu avea. Băiatul studia la buget și lucra part-time, astfel încât să-și poată cumpăra niște haine și să aibă bani de buzunar. Tatăl său era profesor de geografie la școală, iar mama sa lucra în calitate de contabil într-o companie de stat. Prin urmare, băiatul nici nu și-a permis să se gândească la faptul că ar putea lua bani de la părinți. De muncă, Nicolae nu se sfia. Putea merge să lucreze la spălătorie auto, barmen sau chiar hamal. Bacher a lucrat și ca măturător de stradă, făcând ordine în curțile celor bogați, pentru că acolo se achita mai mult. Plimbarea cu Eugenia s-a dovedit a fi magică. Fata știa multe și vorbea atât de fluent, încât cuvintele ei semănau mai mult cu un cântec. Nicolae s-a îndrăgostit de fată, dar nu se grăbea să-i spună despre sentimentele sale. Ea s-a lăsat sărutată pe obraz când ce-a luat rămas bun și a spus că el ar putea fi iubitul ei. Probabil, a adăugat ea, a ridicat din umeri și a aruncat într-un taxi. Băiatul strălucea de fericire că s-a întors acasă. El le-a spus părinților săi că a cunoscut-o pe cea mai minunată fată și că vrea să încerce să construiască o relație serioasă cu ea. Tu mai bine n-ai ceda cuvintelor ei frumoase. Nu o cunoști cu adevărat. Ce au în minte bogații, numai Dumnezeu știe, spuse mama, clătinând din cap. Tatăl însă doar a susținut cuvintele mamei. A studiat la noi în clasa 7B o fată dintr-o astfel de familie. Se purta ca o regină, nici măcar pe profesori nu-i respecta. La urma urmei, astfel de copii sunt crescuți ca niște regi, astfel încât încă de la naștere își simt superioritatea asupra celorlalți, adăuga tatăl. Se obișnuiesc cu luxul și cu faptul că îi pot umili pe ceilalți. Dar Eugenia nu este așa, e neobișnuită, spuse Nicolae cu un zâmbet misterios și s-a grăbit în camera lui, pentru că fata i-a scris un mesaj. Au vorbit o bună parte a nopții, iar tipul a mers la școală mor de oboseală și apoi, adormind în mers, s-a grăbit la muncă. În cafeneaua în care lucra barmen, Nicolae s-a întâlnit cu un prieten, cu cel care l-a invitat atunci la petrecere. Unde e dispărut? Întrebă Vadim. Păi, parcă n-am dispărut, spuse băiatul ridicând din umeri. Păi, n-ai venit ea să ne ajuți să reparăm mașina aia? Eu și cu băieții abia am reușit să o reparăm. Nicolae tresări, de parcă s-ar fi fript. El a uitat complet că s-a înțeles cu băieții să se adune împreună pentru a repara o mașină. Dar, până la urmă, a avut o întâlnire atât de magică cu Eugenia și a meritat să-și ia o zi liberă. Și da, băieții sunt de vină. Ei nici măcar nu l-au sunat să-l întrebe de ce nu era acolo și singuri au început reparația fără el. Așadar, n-au vrut să împartă banii la patru. În astfel de chestiuni, există mereu o singură regulă. Dacă n-ai venit la timp, înseamnă că ai întârziat. Îmi pare rău, prietene. Am avut o întâlnire cu Eugenia, frumoasa aia de la petrecere, care a fost de acord să danseze cu mine. Vadim fluieră. Mai bine nu te-ai încurcat cu elita asta. Nu știi ce au în cap, pufni Vadim. Nu e un fruct din pădurea noastră. Ar fi bine să arunci o privire spre cele care sunt mai potrivite pentru tine, din punct de vedere al statutului. Hai nu începe măcar tu,
aseară mi-a spălat creierul părinții, iar acum tu? Ea nu e așa, încerca Nicolae să justifice fata. El sincer nu înțelege de ce oamenii atârnă etichete pe cei pe care nu-i cunosc. Doar pentru că e fata unor părinți bogați, încă nu înseamnă că e rea, plus că nimeni nu-i cunoaște părinții. Dar dacă ei sunt cei mai buni oameni din lume? Spre exemplu, aceeași familie din filmul Rich Rich, cel mai bogat om din lume, era cea mai dulce familie, chiar dacă era bogată. Deși, bineînțeles, s-ar putea argumenta și spune că filmele diferă de realitate. Dar oare nu pe această realitate se construiesc filmele? Aha, nu e așa, chicoti Vadim. Serios să-ți spun. Ea recent s-a despărțit de un băiat din această nobilime a ei. Și el e un psihopat. Așa că ea încearcă să-l rănească, înțelegi? Nu te da în vânt după ea. Și da, nu intra în vreo confruntare. Căci pentru oameni ca ea, viața umană nu merită un bănuț. Vadim îl bătu pe Nicolae pe umăr și se duse în spatele teașghelei. Iar tipul a rămas în stupoare pentru încă câteva secunde. Chiar poate fi atât de grav? Poate ori o fată să se roace cu sentimentele lui? Bineînțeles, ea nu i-a promis nimic și au avut doar o singură întâlnire. Dar el, deja în gând, și-a imaginat-o în rochii de mireasă. Doar că gândurile lui triste că s-ar putea despărți de Eugenia, iar ea s-ar fi dovedit a fi așa cum au descris-o alții, a dispărut imediat ce telefonul a început să vibreze în buzunar. Ea a trimis din nou un mesaj. Fata scria că este dor de el, iar un zâmbet i-a luminat chipul băiatului. Au trecut 2 săptămâni și Nicolae și-a dat seama că nu fusese niciodată atât de fericit până acum. Cuvintele prietenilor și ale părinților că Eugenia este rea nu i-au plăcut deloc. Toți au încercat să-l convingă de opusul aceea ce a văzut el de fapt. Însă ea era specială și foarte diferită de restul. Hei, ascultă băiete! O voce ostilă s-a auzit cumva că Nicolae se întorcea acasă după o altă întâlnire. El a crezut că nu se adresează lui, pentru că tipul nu era dușman cu nimeni, iar el însuși nu avusese niciodată probleme. Dar când a auzit pași în urma lui, s-a întors. Dintr-un SUV scump, 2 tipi în haine de piele neagră și ochelari de soare negri, într-un astfel de întuneric, mergeau spre el. De parcă erau bărbații în negru, din filmul cu același nume. Nicolae se uită la tipul care se ivi din spatele lor. Acesta era cu un păr blond, îmbrăcat elegant și, evident, ținea în mână un telefon scump. Era unul din elită. Și chiar atunci în capul lui au apărut brusc cuvintele lui Vadim, ca Eugenia s-a despărțit recent de un tip dintr-o familie bogată. Ascultă aici, băiete, și reține. Eugenia este iubita mea. În timp ce Nicolae era distras de vorbitor, unul dintre băieți l-a lovit dureros în stomac, forțându-l să se aplece în jumătate. El nici măcar n-a reușit să se apere. Ea este a mea, ai înțeles? Dacă te mai apropii de ea, cu siguranță nu vei rămâne în viață. Nicolae a vrut să se lupte împotriva atacatorilor, dar n-a putut să se ridice din cauza durerii sălbatice care se răspândea prin tot corpul său după fiecare lovitură. Ei știau exact unde să lovească. Erau slujitori bine plătiți. Băiatul n-a reușit nici să-i răspundă acelui tip încrezător în sine. Ultimul lucru pe care și-l amintea au fost cuvintele. Știi măcar că ea s-a laudat surorii mele cu fiecare corespondență cu tine pentru a mă enerva și mă face gelos până la nebunie. Și cu tine ea a început să se întâlnească pentru a-mi dovedi că poate trăi și fără mine. Aceste cuvinte l-au făcut pe Nicolae să-și piardă cunoștința. Băiatul s-a trezit deja în secție de terapie intensivă. La el erau conectate multe tuburi. Dispozitivele țipau și băteau creierul cu sunetul lor. Cuvintele acelui tip i-au apărut în cap, amintindu-i de trădare. Degeaba nu a ascultat el rudele și prietenii. Cu toate astea, inima i-a rămas pe loc și a continuat să o justifice pe fată. Eugenia nu e așa. Ei pur și simplu se înșeală. Ea e specială, e adevărată. Până la urmă, ea nu putea să se prefacă atât de grațios.
Trei zile mai târziu, Nicolae a fost transferat într-o secție obișnuită. Mama nu înceta să plângă și să-i spună fiului său cât de groaznice au fost zilele astea pentru ea. Poliția încerca să ia o declarație de la băiat, dar el n-a avut nimic de spus. Nu știa cine l-a atacat. Doi dintre ei erau îmbrăcați în negru și purtau ochelari întunecați, iar pe al treilea nu l-am văzut. Era întuneric. Am văzut doar că avea păr blond, un telefon scump și atât, a răspuns ea la întrebările închetatorului. Ce fel de mașină era? Marca, modelul, numărul, nu ți-amintești nimic? Bărbatul în uniformă continua să-l preseze pe Nicolae. Nimic, clătina el din cap. Suful era mare, negru, dar modelul nu l-am observat. Stătea prea departe. Anchetatorul a plecat, înjurând încet sub nas că va mai fi încă un caz nerezolvat în departament. Fata nu dădea niciun semn. Ea nu l-a sunat și nici nu i-a scris lui Nicolae, de parcă tocmai l-ar fi părăsit, fără a-i spune nimic. Din când în când, el încerca să-i scrie primul, dar se temea. Prietena ta și-a petrecut toată ziua lângă secție de terapie intensivă când ai fost adus. Ea stătea în hol pe un scaun și plângea, spuse brusc mama. Am vrut să fac cunoștință cu ea, dar n-am îndrăznit să mă apropii. Mi-a fost frică pentru tine și tot timpul m-am rugat pentru tine. Inima băiatului a început să-i bată puternic în piept. Dar ce dacă Eugenia încă nu știe nimic și n-avea nimic de a face cu acest atac? Iar apoi, din nou, i-a apărut un gând deprimat. Dar ce dacă fetei este frică că iubitul ei va fi închis după gratii? Dar ce dacă ea dorea ca Nicolae să nu-și revină în fire? A doua zi, Eugenia a venit la spital. Băiatul nici nu se aștepta să o vadă și a fost șocat când i-a apărut în pragul camerei sale. De ce a fost păsat singur într-o cameră cu confort și comoditate, el și-a dat seama. Toate astea au fost achitate de cel care se simțea vinovat. Fata stătea la ușă, fără să îndrăznească să se apropie. Ea se muta de pe un picior pe altul și i-a fost teamă chiar să vorbească. Nu știu exact ce ți-a spus Denis, spuse ea cu o voce zdrobită. Știi, el aproape că nici n-a vorbit cu mine, a răspuns Nicolae și s-a rupt vocea. Și din cauza aceasta a început să tușească. Eugenia a alergat spre el, a luat un pahar cu apă de pe noptieră și l-a întins băiatului. Ea s-a așezat pe marginea patului, lângă el, și a plâns încet. Nicolae, nu știam că el este capabil de așa ceva, începu fata să vorbească. De aia l-ai făcut să fie gelos? Întrebă Nicolae. Ce? N-am încercat să-l fac gelos. Denis mă urmărește de foarte mult timp, iar când totuși i-am dat o șansă fără trageri de inimă și am fost de acord să mă întâlnesc cu el, el a început să mă înșele. Nu-mi place genul ăsta de relație. Mereu am visat la o dragoste mare și reciprocă, dar pe el nici nu l-aș fi putut iubi. Parcă e gol, fără suflet. Eu și Denis ne-am despărțit și am încercat să stăm mai departe de el, iar el își impunea cu forță compania sa. Nu i-am spus nimic tatălui meu. Am crezut că va înceta să se mai poarte așa, dar el... N-am crezut niciodată că este capabil de o asemenea crimă. Nicolae, iartă-mă! Toate astea sunt din cauza mea. Dacă nu te-ai fi întâlnit cu mine, el n-ar fi făcut așa ceva. Eu sunt de vină pentru necazurile tale. Tata a plătit pentru cameră și pentru un tratament bun. I-am spus totul după ce am primit un apel de la Denis, în timp ce era beat, și mi s-a lăudat că s-a clarificat cu tine. Știu că s-ar putea să nu mai vrei să vorbești cu mine și o să te înțeleg. Tata cu Denis s-a clarificat. El nu se va mai apropia de tine sau de mine, asta e sigur. Dar nu pot repara ceea ce ți-a făcut deja. Fata și-a șters lacrimile de pe obraj și l-a privit direct în ochi pe Nicolae. Dar trebuie să știi că te iubesc cu adevărat. Nu m-am jucat cu tine și nici cu sentimentele tale. Eugenia se ridică în picioare, dar băiatul o apucă de braț și iese prăbușit din nou pe pat. Timp de câteva secunde, ea se uită la mâna lui care ține încheietura mâinii. Apoi se uită în ochii lui, ce erau plini de lacrimi. Chiar mă iubești? Întrebă tipul, pentru că înainte el și Eugenia
nu și-a mărturisit unul altuia sentimentele sale. Da, foarte mult, suspină fata. Eu te iubesc mai mult, spuse băiatul zâmbind. A tras fata spre el și a sărutat-o. Câteva luni mai târziu, Nicolae și-a aparat cu succes diploma și a cerut-o pe fată în căsătorie. Părinții ei l-au acceptat foarte bine atât pe băiat, cât și pe familia lui. Părinții lui Nicolae s-au convins că nu toți oamenii bogați sunt răi și că totul depinde mai mult de persoana în sine decât de starea pe care o deține. Tatăl Eugeniei l-a angajat pe Nicolae în compania sa, dar n-a făcut concesii generului său. El a spus că viitorul proprietar al companiei trebuie să treacă prin toate începuturile. Despre Denis, Nicolae și Eugenia n-au mai auzit nimic. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, nu ezitați să lăsați un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Vă doresc o seară cât mai liniștită și plăcută. Toate cele bune. Pe curând!